În a doua zi a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi TO 2018, participanții s-au reunit în cadrul atelierelor tematice Nevoia mea de biserică, între reflex și realitate sau poate fi Biblia manual de dezvoltare personală, sunt doar două dintre temele de actualitate, pe marginea cărora tinerii au putut să-și exprime în mod liber și sincer părerile și ideile. Colegiul Național Octavian Goga, Colegiul Gheorghe Lazăr, Colegiul Onisifor Ghibu, Școala Gimnazială numărul 1 și Școala Gimnazială numărul 4 au găzduit astăzi atelierele la care au participat tinerii ortodoxi. Atelierele au constituit un punct important de pe agenda întâlnirii, așteptat cu multă nerăbdare și interes, după cum au mărturisit unii dintre tineri. E o atmosferă foarte plăcută. Mă simt ca într-o mică familie care s-a format foarte repede, s-a închegat foarte ușor. Mereu la ITO m-am simțit bine, se simte atmosfera de bine. Discuțiile și temele abordate au fost foarte bine gândite. Sunt discuții care ar trebui mult mai mult dezvoltate în cadrul tinerilor. Tinerii ar trebui să dezvolte cât mai mult pe aceste teme, fără rușine, fără inhibiții, fără nimic. Ar trebui să vorbească și cu alții, chiar să le ducă cât mai departe și să încerce să găsească unele răspunsuri la întrebări pe care poate și le pun sau poate sunt nelămuriri față de ele. E a treia ediție a mea. La Sibiu e foarte frumos, îmi place foarte mult, mai ales la ITO mereu senzația e una nouă de fiecare dată, nu se compară nicio ediție, la fel de frumos ca în celelalte ediții, grupurile sunt foarte bune, conducătorii și organizatorii de grupuri la fel, e foarte bine, oamenii sunt foarte primitori și se simte așa o dragoste între ei. Eu am fost și la edițiile trecute, cam la toate edițiile. Cred că a început foarte bine, am văzut că este o atmosferă foarte bună în rândul tinerilor și la deschidere toți au fost acolo deschiși, au dansat, au cântat. S-a văzut că mulți s-au și reîntâlnit după edițiile trecute. Este un eveniment la care efectiv te întâlnești cu prieteni vechi pe care nu ai cum să-i întâlnești altfel și îi întâlnești doar la ITO. Temele se învârt în jurul temei centrale de unitate, credință, neam. La grupa noastră discutăm despre nevoia noastră de biserică între reflex și realitate, adică lucrurile pe care le facem din rutine sau pe care le facem efectiv din credință. Temele sunt de actualitate, în fiecare an mi se pare că au fost alese teme de actualitate pentru tineri care vin cu propuneri și cu păreri proprii, astfel încât biserica să poată să înțeleagă cu adevărat care este mentalitatea noastră. În urma tuturor discuțiilor pe care le-am avut cu grupul meu, am realizat că fericirea într-adevăr este sentimentul de bine suprem pe care noi oamenii îl cunoaștem și ne este dat să-l cunoaștem, dar din păcate în zilele noastre mulți confundă succesul cu fericirea, pentru că mulți se împlinesc mai mult material și uită de nevoile spirituale, dar tocmai fericirea și împlinirea în biserică înseamnă aduce o viață echilibrată, atât material cât și spiritual, și așa cum ne îngrijim de noi trupește și din punct de vedere al aspectului material, trebuie să avem grijă și de sufletul nostru, care consider că cu atât mai mult are nevoie de atenția noastră ca oameni. Atmosfera de la ateliere este preferata mea, să spun așa, din întreaga acțiune ITO, pentru că sunt la al treilea an în care particip la întâlnirea tinerilor ortodoxi și atelierul îl aștept cu mare nerăbdare, pentru că aici poți lega prieteni. Probabil că nu ne amintim peste ani ce am discutat, dar de prietenii și de oamenii pe care îi întâlnești, îți amintești cu drag, pentru că asta este esența acestei întâlniri, omul și sufletul. Este o atmosferă plăcută, oameni plini de viață, oameni frumoși care au idei interesante. Mi-a plăcut să discut unele teme, unele mai puțin, dar în mare parte chiar au fost niște teme bune. Am discutat o temă care chiar mi-a plăcut, despre oamenii care nu înțeleg cu adevărat ce înseamnă biserica, ce se întâmplă în biserică. Adică oamenii care se duc din reflex la biserică, sunt învățați să meargă la biserică, dar nu înțeleg ce se întâmplă cu adevărat acolo, ce înseamnă Sfânta Liturghie, ce se zice în Sfânta Evanghelie și
în general, despre ce se vorbește acolo. Cântările, fiecare ce înseamnă, ce semnifică. Mie îmi place când mă duc la biserică să mă gândesc. Mi-a plăcut foarte mult, este o atmosferă extrem de activă, extrem de veselă, plină de bucurie, exact ca și tema pe care se bazează această întrunire a tinerilor. Și mi-a plăcut foarte mult și vitalitatea cu care au venit coordonatorii la noi și au încercat mereu să ne facă să ieșim din zona noastră de confort, să intrăm în interacțiune cu ceilalți și să scoatem ce mai bun din noi, atât ca și idee, atât ca vitalitate și ca mentalitate. Temele le-am avut chiar pe baza temelor care le-am avut încă de la început, adică unitate, credință și neam. Au fost împărțite în patru, iar fiecare grupă a avut de discutat asupra fiecarei teme, adică fiecare ne-am spus părerea despre fiecare temă. Ce mi s-a părut foarte important a fost faptul că tinerii își doresc foarte mult o implicare mai activă a bisericii, adică noi, cei care suntem aici, deja suntem în biserică, dar sunt alți mulți tineri care nu sunt în biserică și care poate și-ar dori și ei să intre în comunitatea asta frumoasă care s-a format. Ar trebui și noi să ne luăm o responsabilitate ca să dăm prin exemplul nostru și să îi ajutăm pe ceilalți să vină și ei cu noi împreună în această comuniune a bisericii și să le arătăm și noi cât de frumos este și ce atmosferă se poate crea. Pentru buna desfășurare a atelierelor au fost prezenți peste 100 de voluntari facilitatori.